Pilde și povestioare cu tâlc. Al patrulea mag. Există o poveste veche care spune că de fapt au fost patru magi care doreau să se închine Mântuitorului la nașterea sa. Cel de-al patrulea și-a vândut tot ce avea și cu banii obținuți a luat trei pietre scumpe, un safir, un rubin și o perlă, pe care să le ducă în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să ajungă în Babilon, unde îl așteptau cei trei magi, acesta a întâlnit pe drum un om rănit, pe care nimeni nu-l ajuta. L-a dus pe bietul om la un doctor, căruia i-a dat safirul pentru a-l îngriji pe bolnav până ce se va însănătoși complet. Toate acestea l-au întârziat. Când a ajuns la locul întâlnirii, magii plecaseră deja fără el, însă nu s-a descurajat, ci și-a continuat drumul singur, călăuzit de steaua ce îl ducea spre Betleem. Ajuns aici, a aflat că magii l-au găsit deja pe prunc, că soldații lui Irod omoară toți copiii nou născuți și că Sfânta Familie a plecat spre Egipt pentru a se feri de mânia regelui. Chiar în fața sa, un soldat încerca să-i smulgă unei tinere femei copilul pentru a-l omorâ. Femeia își apăra cu disperare pruncul. Magul i-a arătat soldatului necruțător rubinul și i-a zis: "Lasă copilul să trăiască și îți voi da această piatră scumpă. Nimeni nu va afla de târgul nostru." Ademenit de nestemată, soldatul a luat piatra, îndepărtându-se grăbit. Tânăra femeie i-a mulțumit străinului cu lacrimi de bucurie și recunoștință. Acesta s-a hotărât să-l caute mai departe pe Mântuitor. Acum mai avea un singur dar, perla. A plecat și el spre Egipt, unde ani de zile l-a căutat pe Iisus, însă fără niciun rezultat. După 30 de ani, a aflat că undeva în Palestina, Mântuitorul propovăduiește Evanghelia. Bucuros că în sfârșit știe unde îl poate găsi, s-a grăbit spre Iudeea. Ajuns la Ierusalim, spre seară, a aflat că Iisus Hristos este răstignit pe dealul căpățânii. S-a grăbit magul spre locul acela, cu dorința să-l vadă în viață pe Mântuitor, să-i ducă darul său, pe care l-a păstrat de atâta timp. Însă prin fața lui au trecut doi soldați romani ce duceau în sclavie o tânără evreică. Oprindu-i, magul le-a spus: "Dacă îi dați drumul fetei, vă dăruiesc această perlă. O puteți vinde și împărți banii. Veți câștiga mult mai mult lăsând fata liberă." Lacom, soldații au luat perla, eliberând-o pe tânără care, plângând de fericire, nu știa cum să-i mulțumească străinului. Dar magul, rugându-se cerului să-l mai vadă măcar o clipă pe Mântuitor, se grăbea spre Golgota. Acum nu mai avea nimic. Îi era rușine să se închine împăratului împăraților fără niciun dar. Însă, când a ajuns lângă cruce, Mântuitorul s-a uitat drept spre el și i-a spus: "În sfârșit ai venit. Tu mi-ai adus cele mai frumoase daruri. Bine, dar nu mai am nimic. Ce ți-am adus eu?" a întrebat mirat magul. "Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutorați. Dându-le lor, mie mi-ai dat. Darul tău a ajuns la mine și îți spun că el este cel mai însemnat, căci acela care îl iubește pe Dumnezeu, îi iubește pe oameni. Cine nu caută nevoile celorlalți spre a fi de folos cu ce poate, nu va găsi mulțumire și bucurie. Nu va afla adevărata viață. Cu cât te apropii mai mult de oameni, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu."